Zeul Tsukuyomi îl transportă pe Misumi Makota într-o altă lume pentru a deveni un erou. Zăița celelalte lumi îl consideră pe Makoto prea urât și îl alungă în pustiul infestat de nori oameni și monștri, oferindu-i doar capacitatea de a înțelege toate limbile. Tsukuyomi intervine explicând în Japonia că abilitățile lui Makoto au fost eliminate din viața modernă, dar lumea nouă îi este destul de puternic și liber să facă orice vrea. După 3 zile în care a străbătut pustiul, Makoto salvează un tânăr orc pe nume Emma de un monstru lup cu două capete pe care îl ucide, dezvăluindu-și puterea nou găsită. Makoto învață să studieze magia după ce îl duce în satul ei. Makoto ia decizia de a-l distruge pe Shen, un dragon masiv care își creează iluzii folosind ceață. Shen îl blochează pe Makoto într-o iluzie a unei amintiri pline de bucurie, dar după ce se uită prin cealaltă amintiri ale lui, este atras de amintirile sale despre Japonia. Makoto rupe iluzia și este surprinsă când se oferă să devină un familiar cu condiția ca el să semneze un contract cu el. Shen se transformă într-o fată samurai bustoasă. Așteaptă cu nerăbdare să facă ce va face Makoto în viitor. Ea o teleportează pe Makoto în univers alternativ în care locuiește în mod regulat, deși acum arată ca peisajul rural din Japonia. Makoto le spune oricior că a învins-o pe Shen, care invită să locuiască în dimensiunea ei, care este acum potrivită pentru agricultură. Shen continuă să urmărească amintirul lui Makoto la televizor, dar le cere să-și dea seama cum să facă un televizor care să-i poată păstra amintirile. Tsukuyomi i-a spus lui Makoto că părinții lui s-au născut pe această planetă înainte de a pleca în Japonia, așa că alege să afle mai multe despre ei. Ea intră cu un pitic rănit, dezvăluind că dimensiunea lor este asediată de un peajă cunoscut sub numele de Black Disaster, care este blestemat de foame nesfârșită și devorează totul. Makoto reușește să șteargă complet peajul, dar creatura se regenerează și Makoto se prăbușește. Ea încearcă să intervină, dar peajul declară că brutalitatea extremă s-a desfăcut dorința masochistă și vrea să rămână cu Makoto la infinit. În ciuda inconștiențelui Makoto, Shen-ul sfătuiește că peajul să creeze un contact cu Makoto pentru a obține o formă umană, iar este de acord ca Shen să execute ceremonia. Când Makoto se trezește, îl descoperă că are o nouă slugă, la fel de pus, care îi dă înfiorare. Makoto îl redrimește pe Shen Tomoe și numește pe angelul Mio ca răspuns la cererea lui Shen pentru nume. Makoto își dă seama că Tomoe și Mio au făcut recrutări în timp ce era în comat, iar cătunul său este acum plin de orci, pitici, șopârle de ceață și peajul umanoizi. Când Makoto se întoarce în lumea reală, el întâlnește o așezare umană care îl atacă. Aura magică a lui Makoto este atât de intensă, continuă Tomoe, încât o minera l-a confundat cu un lord întunecat. Makoto studiază limbajul uman luni de zile și îi pune pe pitici să creeze lucruri pentru a-i bloca aura. Ei intră în așezare umană sub masca negustorilor și se înscriu în brațul aventurierii. Tomoe și Mio au stabilit recorduri fiind de 4 ori mai puternici decât următorul cel mai puternic aventurier. În timp ce Makoto evaluează nivelul 1, mai slab decât un copil mic din cauza aurei suprimate, Tomoe aude că un dragon pe care l-a cunoscut Lancer a fost ucis de Sofia Bulga, o aventurieră. Makoto observă că prețurile mărfurilor sunt neobișnuit de ridicate și că oamenii au început să le urmeze. Tomoe se pregătește să-și apere căruța împotriva unui atac nocturn. O fată tânără se apropie de Makoto și Mio în timp ce sunt la cumpărături. Rinen spune că sora ei, Toa, a dispărut, iar Makoto deduce din amintirile hoțului că organizația lor o ține captivă, așa că Mio și Tomoe sunt trimiși să o salveze. Makoto este îngrijorat de faptul că Toa arată ca o fată pe care a cunoscut-o în Japonia pe nume Hasegawa. Toa și răpitorul ei, Mills Ace, cel mai puternic aventurier actual, sunt localizați de Mio și Tomoe. Mills, comandantul secret al hoțului, spune că un lord demon s-a apropiat recent de oraș și are o recompensă pe K. Neștiind că stăpânul demon este Makoto, Rinen se strecoară și îi informează pe tâlhar că vagonul lui Makoto a fost localizat cu fructe valoroase, dar că l-au vândut deja. Escrocii cer ca ea să fure aurul lui Makoto pentru a-și achita obligațiile lui Toa. Rinen crede că după bunătatea lui Makoto nu poate fura de la el. Mio și Tomoe se întrec pentru a vedea cine poate învinge cei mai mulți adversari învingându-l pe Mills, hoții săi și distrug o parte a orașului. Tomoe modifică memoria tuturor, făcând lumea să creadă că Zetsuya a fost distrusă de hoarda de monștri. Rinen o întâlnește pe Toa, care este aproape identică cu Hasegawa, cu excepția culorii părului ei. Makoto îi felicită pe Mio și Tomoe pentru salvarea cu succes a lui Toa, dar îi trimite înapoi în pustiu să se pocăiască că a ucis întreaga așezare umană. Makoto trebuie să se reînregistreze în Siege, următorul oraș mai apropiat după ce breasa lui Zetsuya a fost distrusă. În timp ce Makoto călătorește la Siege împreună cu alți aventurieri, el îl păcălește pe Tomoe să se antreneze singur în pădure. Toa adună toate componentele importante de la diverse creaturi, inclusiv furnici rare cu ochi de rubin pe care Mio și Makoto le distrug. Aventurierii lui Isa, arcașul elf, Hazel, alchimistul uman și Rinan, cavalerul preot pitic, sărbătoresc registrarea în Siege Makoto. Makoto decide să vândă ochii de rubin către Rembrandt Trading Company, dar Tola avertizează că Rembrandt Trading Company are o reputație urâtă. Emma raportează despre progresul lor când se întoarce în satul său. Paianjul umanoi se instalează în munți, piticii ridică structuri și o pârle de ceață curăță ferme, iar orice construiesc lui
Makoto în castel. Makoto este îngrijorat deoarece Tomoe a dispărut de mult. Piticii dau lui Makoto o țintă de negustori pentru a ajuta să-și ascundă și mai mult aura, dar magia lui este prea puternică și ținuta este distrusă. Makoto realizează că materiale magice cultivate pe demiplan sunt mai puternice decât cele dezvoltate pe pământ. Makoto îl vizitează pe Rembrandt cu ochii rubinii și se pare greu de gestionat. Patrick Rembrandt, managerul, este disprețuitor până când vede ochii rubini și își cere scuze. El povestește entuziasmat că ochii fac ambrozie, un leac pentru soția și fiicele sale blestemate de vrăjitoare. Makoto merge să se înregistreze ca și comerciant și trece ușor prin examenul scris, care este matematica simplă de gimnaziu. Al doilea test îi cere să strângă 4 obiecte mortale, dar folosește o regulă care îi permite să înlocuiască obiecte de valoare echivalentă și să înlocuiască furnicile rubin. Makoto se întoarce la demiplan, unde vrea să creeze un portal ascuns pentru a înșela comercianții care călătoresc, făcându-se creadă că demiplan este un oraș ascuns unde pot face schimb de articole din demiplan și apoi se pot întoarce acasă creând o piață pentru demi. Mio a devenit dependent de amintirile sale despre anime și desene animate pentru copii. Makoto își dă seama când localizează pe Tomoe cu Mio. Când Makoto optează să doarmă singur decât să aleagă unul dintre ei, Tomoe și Mio devin perplexi și decid să conceapă strategie de seducție. Makoto îi cer lui Hazel să-l ajute în prepararea ambroziei, iar Hazel acceptă. Când aventurierul observă pe Makoto, el decide să adune cât mai mulți aventureri pentru a-l împiedica pe Patrick să facă tot ce face cu Makoto. Patrick îl asasinează în secret pe vrăjitorul care i-a blestemat familia. Ambrozia este produsă de Hazel. Makoto este capabil să o controleze pe soția lui Patrick, Lisa, care s-a transformat într-un monstru, iar Patrick este capabil să ofere ambrozia eficient. De asemenea, folosesc acest produs pentru a trata fiicele lui Patrick. Makoto se întoarce la Tomoe și Mio, dar aventurierul Limelight și nenumărații săi extraterestri îi atac. Lime susține că voia doar un blestem de somn pus asupra Lisei și fiicelor ei ca răzbunare pentru Patrick, împiedicându-i pe aventurierii care l-au nemulțumit să-și găsească de lucru, dintre care mulți au murit mai târziu în misiuni prea periculoase pentru ei și nu are idee de ce doctorul este de fapt și de ce i-a blestemat pe monștri după ce a învins pe toți cei 200 de inamici. Lime își cere scuze lui Patrick, care acceptă să lasă să trăiască, iar Lime își încheie aventurile. Tomoe oferă lui Lime o katana modelată de pitici, le recrutează să spioneze pentru ea după ce a văzut în amintirea lui Lime că acesta își întoarce salariul la orfelinatul în care a crescut. Între timp, în ciuda mulțumirului Makoto, Patrick se gândește la cum să răspundă la decizia lui Makoto de a lansa o firmă comercială concurentă. Războinicii din tribul lui Makoto sunt descurajați după comerț, iar Makoto descoperă că este vina lui deoarece îi copleșește pe deplin în timpul antrenamentului, făcându-i să-și piardă încrederea în sine. El recunoaște de asemenea că diferitele specii nu se antrenează împreună, prin urmare organizează săptămânal competiție pentru a-l încuraja să se perfecționeze pe ei înșiși și unul pe altul. Makoto, Mio și Tomoe se reînregistrează ca exploratori și sunt însărcinați să antreneze un locuitor pentru Lime. Toa este alegerea, deși Tomoe este îngrijorat deoarece Toa arată că fata din Japonia se teme că Makoto îi regretă viața anterioară. Tomoe spune lui Toa și echipei ei printr-un regim de antrenament riguros, înainte de a pune noile abilități la încercare, poruncindu-le să lupte cu un cuib de 100 de monștri maimuță, demonstrând că sunt cea mai capabilă echipă de aventură. Makoto ia decizia de a achiziționa Ambrosia Blossoms, care sunt florile pe care furnicile rubile mănâncă și care le fac ochii valoroși. De asemenea, decide să închirieze un spațiu de magazin de la Patrick, care își dă seama că Makoto vrea să închirieze mai degrabă decât să cumpere, deoarece cumpărarea ar duce atenția regatului Seigei asupra lui, ceea ce Makoto nu vrea să facă. Patrick este de acord să găsească lui Makoto afaceri într-un oraș neutru care nu este afiliat cu niciun regat. Întreprinderea comercială lui Makoto se deschide, iar satul organizează o petrecere pentru sărbători. Au descoperit Ambrosia Blossoms în lumea exterioară, dar au ales să nu aleagă niciuna pentru că sunt păzite de spiriduși. În timpul practicii de tir cu arcul, Mio și Tomoe observă că Makoto moare frecvent. Când Makoto își limpezește gândurile pentru a se concentra asupra obiectivului, Tomoe deduce că s-a renunțat să îmbine intenționat cu împrejurimile și moare pentru o fracțiune de secundă, dându-i Tomoe și Mio impresia că și-a luat viața. Drept urmare, mana lui s-a ridicat la nivelul unui zeu. Dacă acest lucru continuă, zeița care l-a exilat în pustietate îl va considera un concurent și va încerca să-l ucidă. Când Makoto se întoarce pe trămul uman și este abordat de o prostituată, Mio și Tomoe înfuriat să-l iau. Makoto devine îngrozit și fuge printr-un portal. Echipamente mai puternice de suprimare a manei sunt fabricate de pitici. Makoto invită pe Mio să-l ajute să negocieze cu elfii, după ce ea își cere scuze pentru comportamentul ei și al lui Tomoe. Alți aventurieri, dintre care unul este prostituată, apar și ei pentru a fura floarea, determinând să reduce să atace. Nelegiuitorii și alți seniori sunt prezentați în Makoto. Adono, fiul lui Nigstory, este înfuriat de bariera pădurii care se erodează. Makoto îl întâlnește pe stăpânul lui Eris, Mondo, un războinic formidabil.
Mio se teme că Mondo este posedat și l-aude pe Adono și o persoană cunoscută care discută telepatic despre demoni. Mai târziu, un spirit scapă din corpul lui Mondo și consumă existența lui Adono, ucigându-l pentru că s-a amestecat cu demonii. Makoto recunoaște creatura ca pe Lich și o capturează. Lich spune că a devenit un Lich din întâmplare, în timp ce încerca să devină un Grant, un om care, ca un zeu, poate hoinări liber între diferite universuri. Tomoe admite că o are pe la spate. Grantul nu sunt oameni care pot călători, în schimb sunt oameni obișnuiți care se întâmplă să călătorească și astfel dobânesc titlul de Grant. Lich acceptă cu bucurie oferta lui Tomoe de a crea un contract cu Makoto și de a-l educa despre magie, realizând că și-a irosit întreaga viață pentru un obiectiv de nerealizat. Formarea unui pact transformă Lichul dintr-un schelet într-un tânăr frumos. Tomoe este doborât de explozie supranaturală în sat. Makoto și Lich au capacitatea de a-i vindeca pe cei care au fost răniți. Makoto realizează că explozia a aruncat larg portalul către lumea exterioară. Examinând prostituata, fragmentul de memorie al lui Makoto dezvăluie că ea și tovarășii au încercat să furie bunuri magice, iar când au intervenit gardienii, unul dintre inelele magice al lui Makoto a detonat, ucigând fragmentul de copil al lui Tomoe precum și un orc. Makoto urmărește pe prostituată și o ucide fără milă ca răzbunare. După înmormântări, Makoto află de la Lich, acum cunoscut sub numele de Shiki, că a putut să vadă amintirile situatei, deoarece vizualizarea memoriei este una dintre abilitățile lui Tomoe. Makoto ordonă construirea de bariere pentru a ține departe de comunitate orice aventurier care vine în demiplag pentru a face comerț. Makoto îi face o vizită lui Petri, care a înființat magazinul lui Makoto în Rustguard Academy, un oraș neutru. Makoto dorește să viziteze Academia pentru a obține o mai bună înțelegere a lumii, a zeiței și a umanității. El îl ia pe Shiki cu el deoarece ar putea fi plecat de mult timp și le oferă lui Mio și Tomoe mai multe amintiri ca și cadouri. În timp ce se pregătesc transfere, zeița îl vede pe Makoto și intervine cu teleportarea lui, trimițându-l pe un câmp de luptă îndepărtat, unde două dintre degetele lui sunt tăiate de soldații demoni. Îi spun că s-au alăturat armatei demonilor pentru a șterge oamenii de pe fața pământului. Makoto distruge legendara sabia Sophie prin eliminarea tuturor echipamentelor sale de suprimare a manei și copleșindu-l pe Mitsurugi cu magia sa. Makoto se teleportează lăsându-i pe Mitsurugi și Sophie în viață și jurând să se răzbune. Petrick află că un mare mag a distrus armata demonilor, dar nu are idee că a fost Makoto. Shiki simte că zeița l-a folosit pe Makoto pentru a anihila armata și este cu ochii pe ei. Tomoe dezvăluie că a folosit mana lui Makoto dintr-un inel aruncat pentru a crea un alt fragment numit Kamoe, iar Miu este furioasă când Kamoe se referă la Makoto ca papa. Makoto înființează în cele din urmă un magazin care este un succes instantaneu și descoperă că armatele de demoni și cele umane și-au făcut daune uriașe unul altuia după ce s-a teleportat, precum și participarea încă doi eroi invocați de zeiță în acel război. Comunitatea organizează o sărbătoare pentru a comemora afacerea lui Makoto, iar el a concluzionat că viitorul lui pare strălucitor. Cu acestea, sărbătoarea se întreruptă de o altă ceartă între Mio și Tomoe.